Tunelul iubirii de la Timișoara, însuflețit de acești cireși japonezi, este atracția momentului pentru turiști, dar și pentru timișoreni. Cei mai mulți dintre aceștia se opresc aici pentru a imortaliza frumusețea peisajului. Și cine se poate abține de la un selfie? Aoleu, mirific! Mirific! Mi se pare că suntem în rai aici. Foarte frumos! Dumneavoastră, am văzut că ați făcut și poză. Toată lumea face poze pe alea îndrăgostiților, nu? Chiar dacă nu e îndrăgostit, nu? Spectacolul naturii se dezlănțuie în cele mai frumoase forme la Timișoara. A înflorit tunelul iubirii din parcul din spatele Catedralei Mitropolitane, iar primăvara își face debutul și în acest an cu o explozie de flori multicolore și miresme răpitoare. Unii au venit special la Timișoara pentru a se plimba prin tunelul îndrăgostiților. Frumos! Frumos! De aceea și am venit, chiar nu suntem din oraș, dar am venit până aici să admirăm frumusețea primăverii, pomii. Și e foarte frumos. Deci ne place. Plimbăm și ne... Ați venit special pentru acest tunel al iubirii. Exact. Să savurăm o zi frumoasă și cred că merită. Timișoara pare desprinsă din basme zilele acestea, când razele soarelui se scaldă printre magnolii, corcoduși și cireși japonezi, când vântul adie ușor petalele florilor din copaci, se transformă într-o ploaie cu note dulci-lemnoase. Este un peisaj foarte frumos și am ținut foarte mult să venim și cu elevii ca să se bucure și ei de cireșii noștri înfloriți, mai ales că vin din țară multe persoane ca să vadă, iar noi suntem aici și am zis că merită o ieșire în natură și în acest peisaj frumos. Ce le-ați explicat despre acest loc? Le-am explicat că vom veni să vedem acest tunel, că sunt celebri cireși înfloriți din Japonia, dar avem și noi la noi în țară un asemenea loc și totodată vrem să ne bucurăm și de magnoliile înflorite de pe malul Begăi. Noi avem și acea săptămână verde în care încercăm să realizăm mai multe conexiuni cu natura și am anticipat puțin acum cu această ocazie. Tot mai mulți timișoreni ies să își încarce bateriile sufletului pe malul Begăi, trecând prin tunelul iubirii. Primăvara ne invită la un spectacol colosal de flori parfumate, un spectacol de o grație infinită care ne îndeamnă la renaștere și speranță.